Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Mă numesc Zuleiha, sezonul 3, episodul 14. Ilmaz și Zuleiha au reușit să fugă împreună și se îndreaptă spre aeroportul din Ankara, dar nu ajung departe pentru că Mușgan observă lipsa lui Kerem Ali și anunță poliția. Demir află că Zuleiha a fugit și este devastat că nu își va mai vedea copiii niciodată. Când Zuleiha și Ilmaz sunt prinși, el este anunțat și merge la poliție după ei. Zuleiha se întoarce la conac, dar îi zice că orice i-ar face nu va renunță niciodată să încerce să fugă cu Ilmaz. Fekel este supărat pe Ilmaz pentru că a plecat fără să și-a măcar rămas bun, îl reneagă și zice că nu mai este binevenit în casa lui. Ilmaz și Zuleiha sunt devastați pentru că oricât ar încerca, destinul nu le permite să fie împreună. Fekel, Demir și Mușgan primesc câte o scrisoare pe care Ilmaz le-a trimis-o înainte de a pleca. Lui Demir și lui Mușgan le-a scris, printre altele, că nu-i va despărți pentru totdeauna de copii, ci le va permite să-i vadă, după ce se stabilesc și după ce ei doi își recunosc greșeala, iar lui Fekel i-a scris cât îi pare de rău că îl părăsește, dar nu vrea să ajungă ca el, să privească în urmă peste 40 de ani și să regrete că nu a avut curajul să fugă cu femeia iubită. După ce citește scrisoarea, Fekel îl înțelege și îl iartă. Demir este afectat de reproșurile lui și după ce discută și cu Fekel, își recunoaște vina, regretă că i-a furat-o pe Zuleiha și tot ce le-a făcut și acceptă că ea nu-l va putea iubi niciodată. Ca să-și îndrepte greșeala, acceptă să divorțeze și să-i lase să fie fericiți împreună. Le cere doar să-i dea custodia lui Leila și să-i permită să-l vadă pe Adnan. Zuleiha este de acord, dar speră că cu timpul îl va convinge să-i lase ei custodia. Fekel le spune lui Mușgan și lui Ilmaz să divorțeze cât mai curând. Mușgan și Kerem Ali vor locui în continuare cu el, iar Ilmaz poate să-și viziteze fiul oricând și să-l ducă la frații lui. Mușgan este mulțumită de propunerea lui. Ilmaz se duce la conac după Zuleiha și Adnan și duce să le arate un teren frumos situat pe marginea unui lac, unde își vor construi casa. Până atunci, vor locui într-o casă din oraș. Demir și Zuleiha au înfățișarea pentru divorț și se duc împreună la tribunal. Acasă, la familia Fekel, Kerem Ali cade de pe canapea și își pierde cunoștința. Ilmaz este la birou când Nazire îl sună să-i zică ce s-a întâmplat și pornește repede spre spital. Zuleiha și Demir erau și ei pe drum și sub privirile lor. Ilmaz face un accident foarte grav și se răstoarnă cu mașina. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.